Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! O mulțime de momente pozitive sunt așteptate în această perioadă a lunii iunie. Soarta te favorizează, dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să depui niciun efort. În calendarul popular, sărbătoarea grâului este prezentată în ziua de preznuire a Sfântului Vartolomeu, în data de 11 iunie. Sfântul Vartolomeu a fost unul dintre cei 12 ucenici ai lui Hristos. El a vestit Evanghelia în Arabia, Persia, India și Armenia. Țăranii credeau că Sfântul Vartolomeu leagă bob spicului de grâu, îl împârguiește și îi grăbește acerea. Ca personificare a zilei cei i poartă numele, Vartolomeu grâului îi pedepsea pe cei care îi nesocotau ziua. Bătea piatra, strânea furtunele și vijelele. Astfel, bunicii noștri nu munceau, iar prin multe zone ale țării nu se muncește nici până în prezent. Țăranii se fereau de tot ceea ce putea amenințarea colda. Femeile nu torceau ca să nu vină furtuna, iar bărbații încetau orice activitate, ca nu cumva grâul să dea înapoi, să nu mai crească. În această zi, țăranii mergeau cu grâul la biserică pentru a fi binecuvântat. Din acest grâu se făcea pâinea, dar ei hrăneau cu el animalele și păsările pentru a fi ferite de boli. Cei mai săraci din sat păstrau grâul pentru sărbători, Mulți cred și acum că pe bobul de grâu se vede chipul lui Hristos. Pâinea era considerată fața lui Hristos, iar cine o călca în picioare săvârșea un mare păcat. Țăranii mai știau un lucru, din grâu se face pâinea, iar din pâine se preface trupul lui Hristos în liturghie. Decizia activă și profesională asupra responsabilităților de muncă îți vor permite să obții șansa de succes considerabil în afacerea dorită. Pentru weekend, planetele promit pacificare și bucuria fericirii familiale. Nu vei avea motive de certuri și conflicte cu rudele, relația ta va fi surprinzător de prietenoasă. În materie monetară, totul va merge bine. Acest lucru îți va permite să actualizezi dulapul de îmbrăcăminte. În dragoste pregătește-te pentru miracole chiar în prezent. Pe 16 iunie sărbătorim pogorirea Sfântului Duh. Dar să lăsăm cele sfinte de o parte și să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. BERBEC în această perioadă în viața ta personală vei avea lumină verde. Poziția planetelor poate aduce un roman frumos și memorabil, poți fi tratată foarte bine, poți fi răsfățată, poți primi daruri. Dar este bine să nu cedezi lingușirii, trebuie să asculți nu numai cu inima, ci și logica. Bucură-te de iubire! Săptămâna este excelentă pentru a prelua inițiativa și a-ți demonstra capacitatea de a lua lucrurile în mâinile tale. La locul de muncă nu trebuie să te aștepți de la colegi la o ascultare incontestabilă, dar argumentele tale vor fi luate în considerare. Pur și simplu te poți atașa de lucrări titanice pentru a atinge un scop înalt și a realiza dorința ta interioară. Intuiția va funcționa mai bine, simțul banului poate fi mai dezvoltat decât oricând înainte. Toate acestea te vor ajuta să închei acorduri promițătoare. Abilitățile tale de afaceri și profesionalismul tău vor fi notate de șef și de cei care încearcă să-ți ia locul. O întâlnire în marți se referă la finanțele și bunăstarea ta. Stelele te sfătuiesc ca săptămâna aceasta să renunți la promisiunile frumoase și să nu treci în slujba unui prieten. Este mai bine să aștepți. De îndată ce ți se pare pentru un minut că veniturile tale au început să crească, vei reveni imediat la realitatea aspră, mai precis, la cifra cu care ți-a început mișcarea către prosperitatea financiară. Joi poți avea o dispoziție proastă și va trebui să o ridici urgent prin orice mijloace. Weekendul poate fi de succes, poți reîntâlni un prieten pe care nu l-ai văzut atât de mult și îți va face o mare plăcere. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Stelele nu promit o săptămână prea liniștită. Va trebui să interacționezi cu mulți oameni. Fii activă, sociabilă și încearcă să te asiguri că te vei purta ca un adevărat profesionist. Uite de faptul că modestia avantajează. Un astfel de avantaj interferează numai cu comunicarea de afaceri. Energia și entuziasmul din această săptămână sunt bune, dar când începi să devine obsesie, nu este chiar ceea ce ai nevoie. Nu uita că ideile tale sunt numai ale tale, dar nu adevărul final. Lasă pe ceilalți să-și pună părerea și să facă ce-i taie capul. Relațiile cu colegii și cu cei dragi se pot asemăna cu un car de război. Dar totul nu este atât de serios. Vei fi în stare să învingi fără multă frământare orice conflict în care vei avea dreptate și, în același timp, reputația interlocutorului nu va avea de suferit. Creșterea financiară este așteptată și, cel mai probabil, poți câștiga la loterie, dar nu juca sume mari. Nu rata șansa, cumpărați un bilet și verificați norocul. Este posibil să-ți fi dat seama brusc că ultima dată când ai fost implicată în experiență personală ai ratat un moment important în viața ta. Gândește-te la un plan de acțiune joi. Nu-ți fie teamă să-ți asumi riscuri, deși de obicei nu-ți place să o faci. Duminică poți merge la cumpărături, răsfață-te cu cumpărăturile non-standard. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrale sunt optimiste. Gemeni, această săptămână nu-ți va aduce nimic altceva decât o emoție nesfârșită. Cele mai mari experiențe sunt pregătite pentru tine în tot ceea ce privește problemele de familie. În prima jumătate a săptămânii poți fi copleșite literalmente cu energie. Ești sigură că nu ai luat niciun tonic? Nu ascunde secretul veseliei tale față de colegi și permite oamenilor să le descopere. Tu vei fi mai interesată să lucrezi atunci când angajații viguroși și vei le roiesc în jurul tău. Nu vei avea timp pentru plictiseală și șefii vor arăta cu blândețe câteva lucruri importante. Dacă un coleg solicită ajutor, gândește-te de 10 ori. Tu și afacerile tale vor fi mult mai importante. Nu continua cu emoțiile și nu intra în tranzacții suspecte. Nu se va termina cu nimic bun. Inovațiile tale vor crea o senzație reală la locul de muncă. Îți poți schimba drastic aspectul prin îmbrăcăminte și colegii vor începe să te imite sau activitatea ta la întâlniri va atrage o atenție sporită de la superiorii tăi. Principalul lucru este să nu exagerezi cu originalitatea. Ține-te marți departe de orice conflict, controlează-ți emoțiile. Ai putea avea o întâlnire romantică în miercuri, dar asta nu este vina ta. Copilul nu-și face de lucru cu tine. Viața de familie poate fi în plină desfășurare. O vizită, excursii, vacanțe sau mese comune cu prietenii vor lăsa cele mai strălucitoare amintiri. În viața personală totul va fi bine. Poți fi copleșită de complimente și daruri. Telele te sfătuiesc să nu dai frâul liber mândriei. Altfel te vei purta ca un elefant într-un magazin de bibelouri de porțelan. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac, una dintre cele mai romantice perioade. Fazele lunii îți vor stabili traseul pentru dragoste și relația afectivă, iar poziția planetelor te va face cea mai fermecătoare și atractivă pentru sexul opus. Nu rata șansa de a începe din nou. Încearcă să-ți împiedici natura și să nu șochezi pe alții cu gesturi și cu acțiuni excentrice. A trece timp cu cei care se uite la viață într-un mod pozitiv și refuze să comunici cu pesimiștii. Șeful poate încerca să-ți stăcească starea de spirit, însă vitalitatea ta îți va fi de mare ajutor. Poți fi capabilă să închei un acord favorabil și să obții partea ta din profit? Nu te baza pe încasări mari pe parcursul săptămânii, ci pe un venit mediu stabil. Poți face totuși o achiziție serioasă. Poți plănui acum o vacanță și o cheltuială pe cont propriu, dar atâta timp cât nu ai voie să mergi undeva, ești bine și acasă. Poți ajunge pe marginea unor schimbări majore în realitatea ta de zi cu zi. Tu decizi cum să-ți reformezi frontul iubirii. În viața personală, certurile minore pot apărea în întreaga săptămână, dar ai destule răbdare și înțelepciune pentru a nu le face să devină furtuni. Joi poți găsi puterea pentru a începe o conversație dificilă, să anunți o decizie a sufletului tău. Totul poate rămâne neschimbat, cu excepția unui singur lucru. Vei avea mai mulți admiratori noi și într-o asemenea cantitate încât să provoace uimire sinceră. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu tu nu te tem de orice dificultăți în viață. Se pare că în această săptămână vei fi plimbată de soartă precum un animal de casă. Îți vei ilustrui coroana și vei ridica bărbia. Te poți concentra pe tine însă și pe interesele tale, poți arăta o mulțime de egoism. Acest lucru îi va afecta în special pe cei dragi și, în primul rând, părinții pot suferi. Din nefericire, concurenții și prietenii invidioși vor încerca să-ți uineze viața, dar nimic nu le va reuși. Te poți simți plină de putere și dorința de a acționa. Cea mai favorabilă perioadă pentru realizarea planurilor tale va fi începutul săptămânii. Poți obține succes în aproape toate domeniile vieții. Activitatea ta profesională poate fi mai mult decât reușită, iar partenerii tăi văd din nou cât de profitabil este să-ți fie aproape. Toată săptămâna, inclusiv în weekend, poți primi propuneri de afaceri interesante. Afacerea va înflori. Marț este indicat să fii complet dedicată să lucrezi. Este important pentru tine a obține rezultate și vei face acest lucru. Familia ta va fi mulțumită de cursul afacerilor, dar încearcă să găsești timp să te relaxezi cu cei dragi. Ieșiți din oraș măcar o oră în pădure și vă veți încărca cu energie pentru câteva zile. Astrele te sfătuiesc joi să nu plănuiești călătorii. Acestea fie nu au loc și pierzi banii de bilete, fie cheltuielele din deplasare vor depăși cu mult bugetul. În weekend te poți îndrăgosti brusc, toate emoțiile vor trece direct prin stomac. Dar ai grijă la alegerea unui partener, poți întâlni o persoană care nu te merite deloc. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, Ești foarte talentată, dar pentru ca abilitățile tale extraordinare să se dovedească pe deplin, ar trebui să alegi un lucru. Stelele te sfătuiesc să acorzi o atenție sporită creativității. În mod clar, ai un talent pe care ai dorit de mult să-l demonstrezi altora. Te poți aștepta la multe propuneri de afaceri pentru care ești bine plătită. Sunt posibile și încasări din surse suplimentare. De exemplu, ți se pot oferi bani pentru o slujbă cu fracțiune de norma acordă o atenție specială detaliilor. Căutând noi cunoștințe, ai o perioadă de succes. Dacă te-ai sătura de singurătate, interesul față de tine de la sexul opus va fi în creștere, te poți afla în vârful popularității tale. Acordă o atenție deosebită celor din jurul tău, există opțiuni foarte interesante. Miercuri poți merge la un concert sau la un teatru, iar impresiile tale vor încânta. Preocupările financiare îți pot provoca o mică îngrijorare, trebuie să corectezi o situație, iar joia este potrivită pentru acest lucru. La sfârșitul săptămânii, pregătește-te să cheltui sume mari, rudele tale trebuie să cumpere ceva. Îți vor spune fără echivoc despre asta. Perspectivele curcubeului sunt așteptate în dragoste, întâlniri romantice. Este de dorit de asigur personal că persoana aleasă este cea cu care vrei să fii întotdeauna și este peste tot bună. Pentru a face acest lucru, mergeți împreună în natura. Dacă ești măritată sau ai un partener, weekendul poate fi oarecum plictisitor, deși îți convine perfect. Ești puțin obosită de agitația zilnică și poți dori să te relaxezi în tăcere. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Stelele în această perioadă sunt de partea ta și promit mult noroc în toate eforturile tale, fără excepție. Este de asemenea un timp minunat într-o relație romantică. La lucru vei fi recunoscută ca cel mai valoros angajat, iar acest titlu puternic se va întări într-un plic mic în care va fi o sumă destul de decentă. De asemenea, este de așteptat succes în domeniul diplomatic. Partenerii potențiali vor fi surprinși de profesionalismul tău și vor avea tendința să coopereze. Cu toate acestea, îți poți subestima cu siguranță potențialul, iar acest lucru se datorează unei stime de sine scăzute. Fii mai încrezătoare! În funcție de fazele lunii, făți un plan de antrenament și tratamente spa. Rezultatul te va mulțumi! În notul va fi deosebit de eficient. Relațiile cu rudele se vor dezvolta în mod armonios și nu va trebui să-ți compromiți principiile pentru a te bucura de liniște lor. Cea mai bună zi a săptămânii este marți. Poți începe să participi la un proiect foarte important care îți va aduce multe lucruri pozitive. Dacă ești singură, în zilele următoare o persoană foarte atractivă va apărea lângă tine, pentru care vei fi gata pentru orice extravaganță. Potrivit astrelor, vineri este dedicată pentru o întâlnire romantică, iar dacă se rupe, nu fi tristă. Vei primi imediat o invitație nouă pentru weekend. Sâmbătă și duminică, pregătește-te pentru o distracție plăcută cu rudere. Tot felul de surprize, dulciuri și cadouri plăcute te vor încânta cu adevărat. Se pare că îți va fi casa plină de musafiri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Seița fortuna te favorizează, astfel încât norocul merge în propriile tale mâini. Încearcă să nu pierzi momentul fericit. În această săptămână ar trebui să ai cea mai serioasă abordare în sfera finanțelor tale. Nu te răsfăța cu dorințele momentului, pentru că te pot duce la marginea unei voi numită criza financiară. Înainte de a cumpăra un articol scump, gândește-te în mod repetat la consecințele acestei achiziții neplanificate. Poți simți o creștere a energiei. Forța și încrederea în sine vin în fiecare zi. La locul de muncă, situația este stabilă, fără schimbări și inovații. Dar nu te relaxa, acționează în plină forță, manifestă profunzime profesională și dăruirea. Liderul va observa zelul tău și, destul de posibil, îți va da o sarcină responsabilă și bine plătită. Călătorii de afaceri, întâlniri interesante nu sunt excluse. Perioada este foarte favorabilă pentru întâlnirile romantice, dar dăruirea orbească nu merită. La urma urmei, dacă te vei îndrăgosti în serios, nu va trebui să contezi pe sprijinul planetelor prietenoase. O altă limitare a acestei perioade ar trebui să fie sfera emoțională. Păstrează controlul asupra ta și a impulsurilor tale interioare în orice situație, iar acest lucru îți va permite să eviți consecințele irrepetabile. Dacă ești căsătorită, în viața personală tratează relația existentă ca un flirt ușor. Joi este posibil să ți se ofere un fel de cadou, îl mergi destul de mult. Dacă vei petrece weekendul în natură, acest lucru îți va adăuga putere și optimism. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Sejetător! În această săptămână vei putea să faci chiar și cele mai plictisitoare lucruri. Va trebui să folosești toate calitățile tale de conducere. Ai arătat deja că ești un organizator responsabil și competent, astfel încât colegii tăi te vor urma până la marginele pământului poți fi singura persoană de rândul tuturor colegilor tăi care nu va fi intimidată de un eveniment major de urgență format la locul tău de muncă. Vei încerca să dovedești în mod intenționat, în timp ce toată lumea din jurul tău geme, se plânge de soarta dificile sau se lupte deschis isteric. Șefii se vor bucura de abordarea serioasă a îndatoririlor tale oficiale și de îndată ce situația de urgență va fi complet eliminată, vei primi un bonus mare. Se pare totuși că te gândești numai la interesele tale, iar asta îi jignește pe oamenii dragi pentru tine. Amintește-ți că răbdarea este aur. Uneori trebuie să amâni planurile tale astfel încât ideea să se înmulțească o perioadă bună pentru a face o examinare medicală, diagnosticul se va face rapid și precis. Este mai bine să te bazezi pe medicina clasică, să eviți tratamentele dubioase de fantezie și călătoriile către, așa zici, vindecători. Joi te poți întâlni în mod neașteptat cu o persoană care a ocupat odată un loc important în viața ta. Dar trebuie să te gândești foarte mult dacă să începi o relație cu el din nou. În viața personală totul poate fi stabil și armonios. Astrele ți-au dat timp să-ți adun gândurile și să răspunzi unei propuneri de căsătorie. Nu întârzia cu răspunsul, nunta va fi distractivă. Weekendul va trebui să-l petreci acasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, Ești atât de absorbit în activitatea ta încât se pare că și o apocalipsă nu te va face să te distragi. Săptămâna este mult mai bună decât ai putea crede. Pentru a obține succesul, trebuie să depășești rezistența internă și să te obligi să te angajezi în lucruri foarte interesante sau nu foarte plăcute. Doar prin manifestarea dedicării și a răbdării poți atinge obiectivele pe care le-ai stabilit. Implementarea planurilor globale nu va împiedica munca suplimentară. Ca profesionist nu-ți cunoști colegii, iar stelele nu recomandă o afacere de dragoste în timpul programului de lucru. În această săptămână poți avea nevoie de ajutorul unei persoane care are o multitudine de cunoștințe în domeniul psihologiei umane te va ajuta să înțelegi de ce viața ta se poate transforma într-un mozaic împrăștiat. Pentru a reuni toate elementele acestei imagini, ar trebui să solicit sfatul acestui prieten. El îți va putea oferi un scenariu ciudat de a rupe impasul. Urmând recomandările acestui prieten, probabil vei participa la o slujbă și vei comunica mult cu preotul. Ca urmare, credința te va ajuta să-ți recâștigi armonia pierdută și stima de sine obiectivă. Joi, o întâlnire cu prietene te va surprinde cu vești, dar nu trebuie să ai prea multă încredere. Te vei fi ocupat cu treburile familiei în weekend. Dacă brusc ceva nu merge bine, rudele nu vor rezista criticilor ascuțite. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Săptămâna promite perspective excelente, așa că nu sta cu telecomandă pe canapea. Acum este momentul pentru realizare. Observă și accepte subordonarea și fii corectă în procesul de comunicare cu ceilalți. Fierul tău diplomatic a fost întotdeauna dezvoltat. Dacă simți potențialul în tine, stelele te sfătuiesc să vorbești cu șeful despre o creștere. De fapt, cât timp mai poți aștepta? Pot exista plăcute în de numerar, dar nu este necesar să te răsfeți cu aventuri de shopping. Cel mai probabil îți vor aduce lucruri păguboase. În viața personală se pot produce schimbări, unele pozitive. Dacă ești de familie, nu te teme de neînțelegerea cele de-a două jumătăți. Este timpul să vă deschideți reciproc sufletul. Poți participa la un eveniment de divertisment, este posibil să fie vorba despre aniversarea unei persoane din familie sau a zilei de naștere a cuiva apropiat. Poți petrece mai multe zile într-o pregătire sistematică pentru un astfel de eveniment important. Îți poți gândi imaginea la cel mai mic detaliu, datorită căreia vei putea câștiga titlul de Zmeura de Aur. Mai mult, acest eveniment îți va oferi o serie de cunoștințe interesante cu membrii drăguți ai sexului opus. Cu unul dintre ei vei dori să începe o afacere de iubire foarte luminată, care va înceta cu siguranță în registratură. Dacă cel vizat va fi gata să asculte ore întregi de înșite de margarite ale tale și să păstreze conversația, îl vei aprecia foarte mult. Acum sufletul tău așteaptă admirația și înțelegerea. Dacă nu este așa, atunci relația poate fi terminată. Astrele spun că te poți pregăti pentru o vacanță mică în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! În această săptămână trebuie să fii cât mai persistentă și să-ți poți apăra limitele personale. Ai mare potențial și perspective excelente, astfel încât să nu mai fii mulțumită de rolurile de mâna a doua. Datorită poziției planetelor, va exista o șansă de a ridica poziția la locul de muncă pentru a îmbunătăți reputația dar vei simți în mod constant influența dușmanelor secreți care se străduiesc să-ți submineze autoritatea. Opinia ta va fi în mod special apreciată de colegi, iar șeful te va vedea un candidat demn de acordare a premiului. Apropo, chiar tu poți să spui acest lucru, desigur, în forma corectă. Această săptămână îți va da un sentiment de echilibru emoțional complet. Vei învăța să te înțelegi, imediat după aceea vei stabili prioritățile principale ale vieții. După realizarea acestui proiect la scară largă, vei începe imediat să ți transpui fanteziile în realitate. Dacă este cazul, primul tău pas va fi să renunți la afacerea ta de iubire nefericită, în care ai jucat rolul unei victime pentru totdeauna jignită. Vei fi singură pentru doar câteva zile și apoi o cunoștință fatală va avea loc în viața ta. În plus, noua pasiune te va înțelege și îți va aprecia mai bine sentimentele decât oricine altcineva. Amintește-ți că acum este vară și trebuie să o utilizezi. Planifică o vacanță în avans, alege o călătorie și un traseu, începe cumpărăturile. Sfârșitul săptămânii, cu certitudine, știi că trebuie să petreci în afara orașului împreună cu cineva drag și să rezolvi problemele legate de stima de sine. Vei fi calmă și puțin mai emoțională acum. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!